Demontarea unui pod nefuncțional din sectorul Ciocan a dat peste cap traficul pe strada Milescu-Spătaru și Bucovina. Șoferii au făcut cale întoarsă, iar pietoni au fost nevoiți să meargă pe jos aproximativ un kilometru, deoarece ruta de microbus și autobuz s-a scurtat pe perioada lucrărilor. Conducerea administrației de stat a drumurilor a declarat pentru TV8 că de mâine traficul ar urma să revină la normal, iar în cazul în care muncitorii reușesc să încheie azi lucrările. În această dimineață, muncitorii lucrau la demontarea podului, care de zeci de ani stă neatins în sectorul Ciocana. Iar asta a dat peste cap traficul din zonă, mai exact strada Amelescu-Spătaru a fost blocată în perimetrul străzilor Ion Domeniuc și Bucovinei. De exemplu, ruta de microbuz cu numărul 191 și-a scurtat traseul, iar oamenii au fost nevoiți să meargă pe jos aproximativ un kilometru. Nu s-a anunțat măcar, că trebuie să anunțe, că sunt sâmbătă, duminică, copiii mai bor un pic undeva, dar nu poți. Soțul tot lucrează, pur și simplu, din păcate, foarte rău. Cât mergeți pe jos de Părtișor? De la Canicinul din 91. Îmi pare foarte rău. Putem măcar să anunțe că altfel nu îi gândesc mai pentru dânsii, dar nu e normal asta. Foarte greu. Eu am crezut ca să meargă pe împrejur. Aha, la pe împrejur asta cum? Prin altă parte și să ajungă acolo la Megapolis. Nu, dar nu să ne lese la un kilometru jumătate sau cât mai este. Dar când te urci în transport. Da. Să vă spun, uitați-vă, oameni dragi, că nu mergem până unde trebuie să mergem. Asta e situația. Iar șoferii care ignorau indicatoarele rutiere ajungeau în fața podului și făceau cale întoarsă. La telefon, conducerea administrației de stat a drumurilor ne-a declarat că instituția este în căutarea unor grinzi pentru reparația capitală a podului din apropiere de Cricova. Noi avem nevoie de o singură grindă pentru reabilitarea unui pod de la drumul expres în 5 km 264. Acel tip de grindă poate fi adus doar de prin Rusia, Ucraina, în contextul în care actualmente situația acolo nu a putut fi identificată din punct de vedere logistic modalitatea cum se face. Respectiv s-au identificat grinzele astea acolo. Totuși, în urma unei expertize tehnice, s-a decis demontarea și celorlalte grinzi. Și s-a stabilit că, de fapt, aveam niște nervuri care necesare la montarea grinzelor prealabil și pentru a evita anumite, nu știu, situații nefaste, eventual în urma unor cutremuri cu intensitate mai mari, deci, de comun acord cu primăria municipiului Chișinău, s-a stabilit că să luăm grinzele astea ca la o necesitate a primăriei să identificăm și să restituim înapoi. Adjunctul de la ASD spune că dacă muncitorii reușesc să încheie lucrările de mâine, traficul în zonă va fi reluat. În caz contrar, muncitorii vor mai avea nevoie de o zi de muncă. Podul care este demontat a fost construit încă în perioada sovietică, iar de atunci acolo nu s-a circulat niciodată, pentru că lucrările de construcție așa și-au rămas nefinalizate.